Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică până la data de 28 martie, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 108.777 de cazuri cu persoane infectate cu COVID-19, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate 34 de cazuri de infectare cu coronavirus, pe data de 27 martie au fost vaccinate 83 de persoane. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de reacții adverse ușoare, referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATEI din spitalele suport COVID-19. Conform raportărilor, astăzi, 28 martie, sunt ocupate 183 de paturi, din care 11 sunt paturi ATI. La Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavi care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În momentul de față, 5 persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus urmează tratamentul prin dializă în stația de dializă de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhoniaș. La Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași, Centru Suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În ceea ce privește zona medicală, menționăm că sunt ocupate două paturi. În zona ATI COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Sfânta Maria Iași este ocupat un pat ATI. În ceea ce privește zona medicală COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, sunt ocupate 11 paturi. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi, 28 martie, un număr de 508 persoane se află în izolare. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 107.974 de decizii pentru persoanele aflate în izolare și 80.708 de decizii pentru persoanele aflate în carantină.